Thank you.
Bună seara! În primul rând, suntem foarte bucuroși să ne aflăm în această seară alături de voi. Vă mulțumim că ați ales să vă petreceți această seară de vineri aici, la The Pub, la acest concert al formației Taylor. Un concert care este mai deosebit, să spunem așa, decât cele obișnuite, prin simplul fapt că astăzi lansăm în mod oficial albumul de debut, un album conceptual despre care vă vom povesti în minutele ce urmează. Albumul se numește Dincolo de Măști. El poate fi și achiziționat de undeva din colțul din stânga de acolo, pentru cei care doresc, bineînțeles, nu este obligatoriu. Și vreau să vă spun că suntem foarte, foarte încântați să vă vedem în număr atât de mare. Eu sunt Codru Scroitoru, solistul vocal, chitaristul și compozitorul formației. Și vreau să vă invit să îi aplaudați pe colegii mei. Am să încep cum se cade cu domnișoarele, de la stânga la dreapta. Alexia Ștefan, backing vocals. Lângă ea este sora ei, pentru că ele doar așa în familie pot să cânte împreună, Bianca Ștefan. Ele sunt surorile hipnotice, așa le spunem noi, pentru că mai au și un grup separat. Separatisme, vă dați seama, se mai numesc și Hypnotixis în altă viață, ca să zicem așa. În stânga mea, la chitară bas, Victor Ioban! În dreapta mea, acest domn mai scund așa. Chitară, tamburină și multe, multe alte lucruri pe parcursul spectacolului, Florin Laghia! Și ultimul, dar nu cel din urmă, cel mai gălăgios membru al formației, pentru că așa sunt întotdeauna toboșarii, la tobe, Marius Vintilă! Noi suntem Taylor, ne găsiți și pe Facebook și pe YouTube, ne puteți căuta acolo. O să vă dăm detaliile mai târziu, ca să nu vorbim mai mult decât cântăm, așa e indicat, deși mie mi-e foarte greu să mă abțin de la a vorbi. Să continuăm povestea noastră, înainte de a cânta totuși, să vă spunem atât. Nu o să vă divulgăm mult din poveste, pentru că vă lăsăm să o parcurgeți o dată cu noi, însă personajul principal al poveștii noastre este adevărul. Așa am conceput noi. Adevărul este personificat. Deja ați auzit de el că era acolo pe masa de operație. Povestea adevărului, da, așa se poate numi. Noi am spus povestea adevărului dincolo de măști, ca să o legăm exact cu titlul albumului. Nu e vorba așadar doar de măștile pe care le purtăm de 2 ani de zile. E vorba de mai multe lucruri. Caii Apocalipsei urmează să vi cântăm acum. Vin și se duc, unii limbate
greu, atotputernic, un mic Dumnezeu. De aceea, Doamne, cu sfânt harul Tău, ia-mi puterea de a face rău. Căci răul e toată și mușcă a fi, porți de întuneric spre nor să deschid. Binele de noi s-a ascuns, iar vesta zilei e de nepătruns. Cai aleargă pe cer de mor sus, suntem mai doi, poate suntem prea mulți. Tu hotărăști și unde plecăm, dar lasă-ne toate, măcar să visăm. Cum spuneam, adevărul zăcea bolnav într-o rezervă de spital. Nici nu auzea muzica mecanică a aparatelor care încă îl țineau în viață. Pe de-o parte se afla o persoană frumoasă, iubită, care se ruga la căpătuiul său. Pe de altă parte erau medicii care tot încercau să își dea cu părerea care ar fi cauza problemelor sale medicale. Așa cum se întâmplă de obicei, când își reveni, plecă să își vadă vechiul oraș și uite așa ajungem la titlul celui de-al treilea cântec al nostru. A fost o dezamăgire, o amăgire. Ce amăgire! Asta vom cânta acum împreună. Thank you.
Mulțumim! Luni și sori își dau mâna pentru o nouă misiune deasupra orașului cel mare, tăcut și adormit. Dar ce să știe ei de prietenia ce stă și jelește învelită în ziare de scandal și de mizerie? Și ce să le pese de adevărul care cerșește dreptate și iertare trecătorilor cu lentile de contact de cal și timpane de tablă? Luni și sori și-au dat mâna. Dar dacă ne-am dau și noi? Ah, ce mai lumină!
Marius Vitila. Victor, văd că a plecat de pe scenă. Înțeleg ce a făcut. Deocamdată mai rezist. Fără hashtag, doar rezist. Alexa și Bianca. Într-un cuvânt, Taylor. Ei bine, după ce am vorbit despre profet și despre cum nimeni nu e de fapt profet în țara lui, ne-am gândit să încercăm să pictăm orașul în culori mai plăcute, în așa fel încât să facem și viețile noastre să arate puțin altfel. Piesa următoare are un refren atipic, așa, adică atunci când credeți că vine refrenul, el de fapt nu vine, vine puțin mai târziu. Dar și când vine, cred că-l veți reține, nu mai pleacă. Vine, da. Fetele or să vă dea tonul cu privire la refren și vreau să facem gălăgie multă după ce învățăm împreună, da? Orașul l-aș picta.
orașul la spital, așa cum am visat cândva. Așa am pictat împreună cu toții orașul. Mai devreme, chiar înainte de a începe, am avut bucuria să îi acordăm un interviu celebrului jurnalist de muzică rock, Doru Ionescu. Cred că este încă în sală. Nu vedem de la aceste lumini. Operația s-a terminat, cum ziceam mai devreme. Dar presupunem că e acolo. Și de ce spun asta? Chiar m-a întrebat dacă există vreun cântec de pe acest album pe care să-l fi compus înainte de pandemie, ca să zic așa. Și am stat puțin pe gânduri. Cred că următorul cântec se încadrează în categoria aceasta. Este un cântec pe care l-am scris împreună cu textierul Marius Ionescu și apropo de treaba asta, am spus mai devreme că sunt compozitorul tuturor cântecelor, dar trebuie să mai menționez faptul că în ceea ce privește textele, doar la unele dintre cântece am făcut și textul, la altele am avut bucuria să lucrez cu prieteni, unul dintre ei este Marius, despre care am vorbit mai devreme și al cărui text veți asculta în continuare. A mai fost și Orașul, au mai fost și altele. Altcineva este Victoria Anda Cercel, care n-a putut ajunge aici astă seară, dar este alături de noi. Și mai devreme, când ați ascultat Caii Apocalipsei, să știți că textul este făcut de celebra doamna muzicii ușoare românești, Viorela Filip. Acum o să vă cântăm cântecul care se numește Surpriză. Să vedem, sper să fie una plăcută. Să vedem niște telefoane. Și vreau să o invit în scenă pe Maria Alexandra Molfea. Vrei să sar gardul, vrei tot mai mult și sper să revezi orice l-o pierdut. Dar capul tău e încețoșat, vai, ce ciudat. Mai ieri spuneai că nu poți tot să ai și aștepți mereu o surpriză să cadă din cer. Într-o zi aștepți să apară trenul pierdut pe care l-ai avut când l-ai avut. Și aștepți, aștepți, aștepți. Conștiința îți urlă, nu e totul cu crez. Un cântec îți spune că poți să visezi. Dar capul tău e încețoșat, vai, ce ciudat. Aștepți să apară trenul pierdut.
vrei să sar gardul, vrei tot mai mult. Rămâi aici. Ea este Maria Alexandra Volfea. Cum spuneam atunci când am introdus acest cântec, când am vorbit despre acest cântec, el a fost scris în urmă cu puțin mai mulți ani, e mai bătrânel decât celelalte de pe disc. La vremea respectivă, domnișoara de aici, de lângă mine, avea câți ani? Suficient! Vreo 15? Eram în grafic, mă încadream. 15 ani, 16, mai mult? 17. 17, așa. Mai puțin. Între timp am avut o surpriză și au mai trecut anii și vocea ei se aude la acest cântec pe albumul pe care îl lansăm. Am păstrat imprimarea făcută acum câțiva ani, am considerat că este foarte bine. Atunci a cântat împreună cu Adi Strate și cu Robi Stelian. Astăzi a cântat împreună cu surorile hipnotice. Era normal să fie aici. Mulțumim, Maria Alexandra! Mulțumesc și o distracție plăcută în continuare! Facem show, dacă vrem, da? Facem show, nu? Trebuie să intrăm pe oameni dacă se simt bine, că n-am auzit nimic. Hai cu gălăgia! Și apropo de gălăgie... Apropo de gălăgie, am și delay natural. Apropo de gălăgie, plouă, să plouă, da? Plouă iar, se numește cântecul următor. Asta e cu gălăgie, da? Deci rock, yeah! Yeah!
energie bună aici și asta în primul rând datorită vouă, pentru că voi sunteți cel mai important membru al formației noastre și al oricărei formații, zicem noi. Ei bine, dacă tot a plouat, acum trebuie să fie și un pic de furtună. Desigur, nu e un cântec de sezon, dimpotrivă e vorba despre o furtună metaforică, o furtună între doi îndrăgostiți, poate între personajul principal, adevărul, și iubita sa, sau între cine doriți să vă imaginați. E furtuna între noi, cel mai recent single al nostru, cel mai recent videoclip. Dar nu înțeleg, chiar nu pricep ce spune. De fapt nici nu vreau să ascult. Ei se uită la mine, tot se uită la mine ca la un nebun. Și mi se pare mult, mi se pare mult, prea mult. Și alerg către soare, da, alerg pe un cer frumos plântit de furtuna între noi. Ce a fost fericiți ca doi copii pe sub norii cei mai gri. E furtuna între noi, nu mai știm ce seamnă doi. Ne-am pierdut ca doi străini despărțiți de un gard de spini și de furtuna dintre noi. Alerg departe, alerg cu un tren personal, sperând la o vreme mai bună, sperând însă iar. Ei se uită la mine, tot se uită la mine ca la un nebun. Și mi se pare mult, mi se pare prea mult acum. Și alerg către soare, da, alerg spre un cer semit de furtună între noi. Ce a fost odată doi fericiți ca doi copii pe sub norii cei mai gri. E furtună între noi, nu mai știm ce înseamnă doi. Ne-am pierdut ca doi străini despărțiți de un gard de spini și de furtună dintre noi.
E furtună între noi. Mulțumim! Se știu deja și versurile, deci funcționează YouTube-ul, funcționează Facebook-ul, internetul încă merge. Cum era pe vremuri? Întrerupem programul pentru un anunț deosebit de important, nu-i așa? Parcă așa. Pentru... Doamne ferește, nu, în contextul actual mai bine nu. Mă uitam să nu sară vreun titlu decât emoționându-mă de reacția voastră foarte, foarte frumoasă. Și contribuie, bineînțeles, și acel bec la această emoție. Ei bine, următorul cântec nu se găsește pe album, pentru că trebuia să fie complicat, de ce să fie simplu, nu-i așa? Nu, sunt gluma la o parte, dar următoarea piesă este bonus, ca să spun așa. Asta nu înseamnă că am terminat albumul, suntem abia la jumătate. Sau puțin mai mult de jumătate. În anul, acum câțiva ani, că memoria am început să-mi joace feste de la o anumită vârstă, am avut bucuria să particip ca și compozitor la festivalul Mamaia Copiilor. O să ziceți, băi, dar ce treabă avem noi aici cu Mamaia Copiilor? O să vedeți că avem. La Mamaia Copiilor, acolo am participat la creație cu o piesă compusă de mine pe versurile lui Marius Ionescu, intitulată Nu mai pasă. Ne-am dus cu un cântec rock, pentru că așa a avut interpreta de atunci, interpreta tocmai ce avea să participe pentru ultima oară acolo, fiindcă urma să împlinească frumoasa vârstă de 18 ani și nu se mai încadra în rigorile festivalului. Ei bine, interpreta are și un nume, e pe aici, e pe aici, e pregătit, bineînțeles că e întotdeauna. Interpreta are și un nume, astăzi am invitat-o pentru că o piesă rock la Mamaia Copiilor cu care am câștigat trofeul la creație, l-am câștigat, da, 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 de se poate și cu rock. Merita cântată, zicem noi, într-un concert rock în seara asta aici și ea este una dintre cele mai bune voci care există în acest moment în România, în generația ei. Servește Dominic Siverescu! Și o să vedeți ce voce puternică încape în această siluetă. Nu îmi mai pasă se numește cântecul acesta. Mulți spun să stau și să-i ascult și toți insistă mult prea mult să fac doar ce vor ei să fac și apoi să pot să le fiu pe plac. Aș vrea să înțeleagă, dar oricum totul e în zadar. E cred că sunt numai un copil și mă zbat inutil. Dar aș vrea să le arăt cât aș putea, dacă aș vrea și-a zbura, așa de jos da. Ce nu mă lasă
Mulțumim, domnule! Cum spuneam, o voce puternică, nu-i așa? Aici se dă apă, acolo se poartă niște discuții. Da? Bun. Revenim la albumul Dincolo de Măști după această acoladă. Oricum, pe viitor, probabil că vom lansa sau relansa și acest cântec, Nu mai pasă, într-o variantă featuring, bineînțeles, cu Dominic. Dar ideea cu această piesă ne-a venit mai târziu decât momentul când am editat albumul. Ei bine, Să pot să trăiesc. Să pot să trăiesc este titlul piesei următoare. Este un cântec mai optimist. Era cazul să avem și cântece un pic optimiste, dar nu exagerăm cu optimismul ăsta. Se numește, cum spuneam, Să pot să trăiesc și mă aștept să bateți din palme, din picioare, să faceți scandal aici. Sunt convins că Radu și echipa de pub nu se supără. Da, Să pot să trăiesc! Ți-am spus și nu mai știu dacă a fost ceva sau nu. În locul unde a sus tu sufletul, un vior sau poate o șoaptă, să mai simt în lipsa ta. Știi prea bine, fără tine n-aș putea să pot să aleg, fără să merg, să pot să înțeleg. Decât un amănunt mărunt am fi, dar și așa a fost un amănunt din viața mea. Și chiar dacă nu te interesează, voi fi acolo undeva. Îmi este ziua și amur de noapte, voi striga, yeah! Să pot să aleg,
Așa da! Încercăm să ne acordăm puțin. Nu că până acum n-am fost acordați, dar uneori chitările mai sunt mai sensibile, așa? E bine, dacă tot ne numim, dacă tot se numește albumul Dincolo de Măști, nu se putea să lipsească un cântec care să se intituleze Măști, nu? E destul de logic. Măști este primul single, da? Nu e primul. Primul. Și dacă nu e, trebuie să zicem că e primul, da. Este primul single Taylor, a fost lansat anul trecut. Despre măștile pe care le purtăm de vreo 2 ani și cred că ne-am săturat de ele, nu-i așa? Așa? Asta nu înseamnă că nu trebuie să le mai purtăm, bineînțeles, dar cântecul tratează, bineînțeles, mai multe aspecte ale problemei măștilor, măști pe care uneori le purtăm poate doar la modul metaforic, forțați de împrejurări, forțați de societate și așa mai departe. Măști, un titlu simplu și un cântec mai complicat. Haideți să vedem dacă îl putem cânta cu toți împreună. Oh,
Băști bolnave. Ați auzit acolo pe Alexa și pe Bia cât au, cât efort au depus să ne strige despre aceste măști. Aplauze pentru ele. Și Florin s-a deshidratat de la solo-ul ăsta. Și acum nu mai zic eu nimic, nu e rândul meu, mă retrag. Cândva, cumva, poate vom întâlni pasărea iubirii din cântecul uitat de lume, dar nu și de noi, cei ce-l vom rescrie pe cer, să-l reamintim lumii de pe pământ după ce ne vom lua zborul. Să le ascultați pe Alexa și pe Bia. Vrei să sar gardul, vrei tot mai mult și sper să revezi orice loc pierdut. Dar capul tău e cel țoșat, vai, ce ciudat. Mai
încearcă să doarmă, dar în suflet e toamnă. Se preface degeaba că a uitat. Ea citește o carte ca să uite de toate, dar aude doar șapte, ce ciudat. Și uite așa, anii trec, împărâniți doar repede. Oare au gândit sau nu plățut? Final, dar încă n-ați scăpat. Doar ne apropiem, da. Cu pași, nu rapizi, ci cu pași ușori, așa. Până la urmă, în viață, de cele mai multe ori, pe lângă sănătate, pe lângă toate cele, este nevoie de noroc. Și viața, în general, am constatat noi la vârstele noastre înaintate de aici, că este ca un joc de noroc. Despre un joc de noroc axat pe situația generală pe care o trăim de foarte multă vreme, pe
situația socială, pe întâmplările pe care le vedem la televizor și în presă și nu numai. Despre un joc de noroc vă vom cânta acum. Am tot cântat, dar acum este și rândul vostru să cântați. Vreau să vă auzim și vocile voastre. Ce să cântăm? Ceva foarte simplu. Ce au cântat fetele mai devreme? Nu că ar fi simplu. Ce au cântat? Să nu săriți. Apoi avem discuții. Exact. Marius Vitil a început cu beat-ul. Hai să batem din palme. Și Florin s-a alăturat. Învață, da? Și acum voi! Și! Interesant! Hai și mai tare! Mai încercăm o dată! 1, 2, 3 și...
exact asta e atmosfera. Oh, 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 oh. Ei, și poate nu ați reținut numele colegilor mei, numele oamenilor din formația Taylor. La tobă, Marius Vintilă. Sunteți pedepsiți! La chitară bas! Victor Ioban! La chitară, Florin Dragnea! Funcționează perfect în dreapta aici. Pe următorul album puteți veni în vocile noastre. Ok. Am vorbit despre noi, despre membrii formației Taylor. Vreau din nou să-i reamintesc pe cei ce ați văzut pe scenă alături de noi în acest spectacol, invitații noștri. Dominic Simionescu, aplauze pentru ea. Maria Alexandra Molfea și Vlad Popescu, actorul nostru care recită atât de frumos. Ei bine, pentru că tot vorbim despre Dincolo de Măști, am cântat și cântecul Măști și acum vă invităm să vă dați masca jos. Ce ziceți de asta? V-ați dat deja masca jos. Dar vorbim despre acele măști pe care, despre care povesteam și mai devreme. Un cântec pe care l-am compus pe textul Victoriei Anda Cercel. Dați masca jos! Din nou vom avea nevoie și de telefoanele voastre, nu vi le luăm, tot la voi să rămână. Telefoanele. De ce? Am fost întrebat. Înainte era cu brichete, acum e cu telefoane. Ok, să începem. Povești urâte,
ne-am săturat de glanțe, de priviri tăcute. Știu că îți e frică, lumea e prea mare sau lumea e mică. Speranță există, dar ți-ai pierdut curajul printre povești absurde. Te-ai săturat de bombe, minciuni și cătușe. Dezbracă-te și simte, dă-ți masca jos și râzi cu mine. Dezbracă-te, dezbracă-te, dezbracă-te și urlă, dă-ți masca jos. Și a spus: operația s-a terminat, totul e bine acum,
dar mai ușor cu caii apocalipsei. Când își reveni, plecă să-și vadă vechiul oraș. Ce amăgire! Totul era schimbat. De parcă greșise trenul, orașul, timpul. Își aminti de ideile unui vechi prieten cunoscut ca profetul, mare vizionar, care se gândea cum ar fi dacă s-ar opri timpul și s-ar pune pe pictat întreg orașul în doi nopții. De unde? Așteptând o surpriză, observă cum începu să plouă. Își aminti ce furtună se făcuse între el și cea pe care o iubea. O infirmieră care insistat să fie readus la viață. Atunci, într-un moment de luciditate, se hotărâ. Trebuie să fac ceva, să pot să trăiesc în acest oraș de măști, indiferent cine ar fi vinovat. Poate va fi la fel de greu ca un joc de noroc, dar orașul trebuie să-și dea masca jos într-un adevăr! Ștefan, Alexia Ștefan, Codruț Troitoru și invitații noștri, Vlad Popescu. Haideți pe scenă, din nou. El este Vlad Popescu. Dominic Simenescu. Și Maria Alexandra Molfea. I-am spus pe toți, v-am spus pe toți, am anunțat la dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Acesta a fost concertul de lansare al albumului Taylor, Dincolo de Măști.
Acesta a fost și albumul în variantă live, cântat pentru întâia oară în fața publicului. Este o premieră. Mulțumim organizatorilor, le mulțumim celor de la The Pub pentru că ne-au găzduit aici și mulțumim în primul rând vouă pentru că ați venit aici și ne-ați fost alături. Și dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, vă invităm după spectacol la standul de CD-uri de acolo, din colțul din stânga. Acesta a fost Taylor, Dincolo de Măști. Vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube, Taylor Official, pe canalul de Facebook, Taylor Band, pe site-ul nostru și peste tot, da. Și la următoarele concerte. Vă mulțumim și vă iubim!